câte v-am sfat la început. Acum 38 de ani, când ne-am întâlnit pe aceste meneacă pe patru de vest la Americii, îi spuneau americane la prima lor vizită. Deci nu pricea cam engleză, cineva ne mă traducea. Spuneau următoarele cuvinte. Români, păstrați-vă credința că răbești și nu vă schimbați. Nu lăsați intre America în voi și voi să intre și să nu mai fiți cum acum sunteți. Ce vă îndemn acum, astăzi, păstrați-vă cum sunteți. Nu vă schimbați. Aveți un cer de rugăciune, aveți un timp de binecuvântare, aveți o adunare unde Dumnezeu azi este glorificat într-un mod special. Urmărind după cântările, timpul de rugăciune, sfatul de frații, pentru mine este o mare sărbătoare specială. Te amintesc cum ați început. M-am început și noi. Sunt 129, 130 cu divizii. Doi frați, necăjiți fără loc de muncă, ne rugam pentru adunare. Ne-am adunat, ne-am schimbat. Amintesc cum ați început între noi. În biserica de la Filadelfia, fiind acolo puțin, sponsorând, muncind, cu necază, cu vântul, cu furtuni, cu o cară de partea altora, dar s-a format pentru că a fost voia lui Dumnezeu. Amin. Să nască o nouă mișcare, o nouă biserică, un nou centru de Dumnezeu, să fie glorificat într-un mod special. Amin. Fiți de Domnul binecuvântați toți! Amin. Frați, părinți și bunici, copt și cântăreți, toată adunarea, împreună, slăviți să fie Dumnezeu! Amin. Câteva gânduri, general, ca păstor, vin cu oamenii la mine în buzunar. Voi la ceas, la diligea că va merge puțin peste ora 12, nu știu dacă va merge, pentru că eu și-o bine cuvântare. Și vreau să vă fac atenți ca și pe mine personal. Când sunt aici în bobestie, Domnul să vă dea, aveți evangheliști, prețuiți-i, rugați-vă pentru ei. Aveți cântăreți, rugați-vă pentru ei. Duhul profet este aici, slăviți să fie Dumnezeu. Exact tot ce are nevoie o adunare, Dumnezeu este bogat și a dorit aceste adunări, tot ce aveți nevoie. Acum depinde de noi, dacă noi avem nevoie așa de mult de El. Zice Scriptura, parcă în 53:3 din versetul, parcă 3 din Psalm, Domnul se înalță în cerul. Peste toți fiii oameni se-i bate pe aceia care îl caută din adins pe El. Domnul se uită aici. Oricine va crede, nu crede, Domnul se uită aici. Se uită la mine, se uită la copii, la frate, la surori, pentru că se uită aici, îl glorificăm. Care ochii îndreptați pe ceea ce a câștigat la Golgota, la Calvar. Sunteți împreună cu noi, tot adunarea de aici, un prolej că El să fie glorificat de către noi toți. Domnul a avut trestul pentru de lume. N-a vrut să vadă Ierusalimul, spuneau ucenicii, Doamne, unde e templul acesta? Va fi de rămas. Să vadă templul de la Roma, nu era interesat. Drumul lui a fost următorul, Golgota. Scopul întregul Domnului a fost Golgota. Direcția Ierusalimului. Trei, să împlinească legile și poruncile lui Dumnezeu. Deci a ajuns la Golgota, după ce a trecut prin Ierusalim, și a fost de Ierusalim, am plinit tot pe vârful căpățimii, tot ceea ce spunea Franța. Am fost de trei ori la Ierusalim cu grupuri de frați, dacă îmi va ajuta anul viitor în martie, mi-a informat încă un grup. Să stăm de vorbă cu mișcarea mesianică la ora actuală, grupuri de mii de ruși evrei au format o biserică pe disiadnici în centrul Ierusalimului, datorită unui Dumnezeu glorios, care acolo unde era Domnul Hristos, astăzi se numește Mesia, mișcarea mesianică prinde arii puternice în acea parte a lumii, unde din nou se va reașeza Ierusalimul cel care să fie dominat de cel ce l-a călărit acolo de Domnul Hristos. Am întors în luna martie din Filipine. Am călătorit Portland, Japonia, Manila, și pe o insulă, la încă o oră jumate de undeva, în insule Filipine, să uităm, să ne uităm la oameni aceia care încă undeva există vreo speranță că este Hristos real. 98% dintre ei sunt doar catolici. Bisericile n-au pereți.
numai grilaje de metal, pentru că este așa de cald că nu rezistă. Bisericile catolice sunt goale, umplă șopârle pe perețe lor, dar Biserica Evanghelică, care este acolo, e o biserică vie, o biserică reală, și în Filipine, într-o sărăcie care nu poate fi descris în cuvintele noastre umane. Acolo, Domnul Hristos are și acolo oameni, bărbați și femei, câini și copii, care slăvesc pe Dumnezeu. M-am bucurat că frații români, cu grupare de 95 de frați, au fost acolo, într-o insulă micuță, în Disacan, de Polov, statul de Polov, o biserică în care, în prima zi, au fost doar 20, 1980, s-au votat până acum 78 dintre ei, pe istorial, votat în luna iunie. Aceasta înseamnă că cel ce vine, vine și nu va zăbăvi. Vine după tine, vine după noi, problema numărul 1. Să ne găsească unde ne-a pus, unde ne-a chemat. Slăviți să fie Dumnezeu! Aș vrea să citesc un cuvânt din Apocalipsă. Cuvânt pe care frații l-au predicat, am amintit și fratele Maică, am amintit frații de aici, și cuvintele următoare sunt scrise pentru noi toți. Ceea ce recomand tineretului Bisericii Golgota, fraților în vârstă, nu veniți la amboanele bisericilor moderne, cu iPad-uri. Veniți unul la noi, unul de mult, un iPad mare, jumătate cât ăsta, și numai dă-i. Pe limbă și pe iPad. Veniți la ambon cu Biblia, cartea cărților în care vorbește Dumnezeu. Pentru mine, un iPad este bun la locul de muncă, unde ai nevoie, ala este o Biblie rece. Niciodată nu m-am călzit. Căutați, zice Scriptura, în Isaia 34:16, căutați în Cartea Domnului, nu în iPad-ul. Și citiți în ea. Nici una, nici alta, nu a dat greșit. Aici vorbește Dumnezeu. Slăviți să fie Dumnezeu. Deci aș vrea ca această binecuvântată zi pe care eu am curat împreună, eu împlănesc personal de bucurie. Cumpream cu fratele de acolo, cu frate Mitru, frate Dragul și-a putat numele, dar cunosc familia. Ne amintesc cum ați început-o cu câțiva frate dintre noi. Apoi v-ați înmulțit, v-ați adunat și apoi la un timp toată adunarea de acolo să vă întâlniți după masă. A venit vremea, Domnul v-a pus împreună să formați o adunare de frați români venind din Ucraina, ca să puteți lucra din nou într-un mod special. Iată a venit ziua în care așa sărbătoare vreau să fie toată ziua și toată viața, pentru tot, închinată doar lui Dumnezeu. Biruința este a Domnului și tuturor care ați muncit aici, celor care v-ați rugat, ați postit, v-ați pus mâna cu lucruri cu doi la fund, bine și frați și lor. Domnul, nu uită tuturor să vă răspătească, aici cu binecuvântări materiale, financiare și în special în final, mântuirea care este glorioasă zi când va veni Domnul după noi. Apocalipsa să spun următoarele cuvinte despre Domnul Hristos, că în ziua aceea, deci aici, fericit de cine citește, de cei ce ascultă cuvinte aceste prorocii, păzesc lucrurile pe care chisenea, căci vremea este aproape. Urmărind în ultimul timp călătorind mai mult din ultimii, era 3 ani și jumătate, sunt mai mult în avion. Am peste 1 milion de maile. Acum pot călători la de unii vor. Pentru că Dumnezeu da harul să pot călători. Nu ca să fiu un mare turist, să arăt lumii că eu călătoresc. Să învăț personal, să aflu din toate colțurile celor 6 continente aceeași voce ca și aici. Vine! Vine Domnul Iisus! Pentru că vine Domnul Iisus, cântăreții să cânte, predicatorii să vestească și noi suntem împreună. Voia lui Dumnezeu care este bună, plăcută și desăvârșită pentru noi toți. Doamne, ajută-ne pe toți! Deci aici, căci El vine pe nori. La înviere este plâns. Marie, de ce plângi? Alții se îndoiesc, ucenicii se îndoiesc, alții pleacă spre sat, spre Emaus, între ei este nesiguranță, între ei unii spun, l-au văzut, nu-l văd, nu-l pipă și eu cu mâna. Norii
de plâns s-au dus. Norii îndoielilor s-au purtat peste viață s-au dus. Iisus este viu. Glorie Domnului! Pentru că El este viu astăzi, în cuvintele mele, nu putem de ajuns să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Împlinesc anul acesta în septembrie 60 de ani când călătoresc cu El. Știu că m-a promis tot mai mult. Vreau să ajung acasă. O să ajung până am plecat. Amintesc de minunile care a făcut Dumnezeu în viața multor creștini. În anii când Domnul m-a chemat și până astăzi, ei care de aici sunteți toți minunați. Ei care bărbați și femei, tună și fată, și sunteți ca o minune. Înaintea Marului Dumnezeu, plânsul are un singur scop, să ne pocăim plângând de păcatele noastre. Norii de îndoială trebuie pentru Dumnezeu să dispară, pentru că Cel ce a zis, sunt viu. Și spunea cineva, aș vrea să vă spun, așa cum au mintit frații aici, El n-a mers la moarte pentru că a fost forțat să moară. N-a mers la moarte pentru că Dumnezeu a zis, nu te se moară, ci s-a dus de bunăvoie. Într-o grădină în care păcatul a înflorit în grădina Edenului, Domnul a reușit să biruie. Și Adam scos din grădina Edenului, în grădina din Ghețiman, s-a deschis poarta tuturora să intre, să creadă și să nu mai moară niciodată. Și va sfârși într-o altă grădină, în Edenul de sus, în care spunea prorocul aici, El vine pe nori. El vine pe nori. Încă o dată, nu se moară în Ierusalim. Nu se mai vine încă o dată disprețuiți. El vine pe nori și oricine îl va vedea. Cei ce l-au străpus și toate sfințile pământului se vor boci din pricina Lui. Da, amin, așa zice Domnul. Dar cei ce sunt mântuiți îl vor vedea. Și așa cum spunea Ioan în capitolul 14, unde este El, vom fi și noi. Ești tu gata? Sunt eu gata? Te întreb, dorește-te prin această binecuvântată zi, nădăjduiesc în revenirea Lui foarte curând. Amintesc ultimul timp care ați urmărit seara când am timp, iau niște că urmăresc, în general, un grup de teologi americani, comuniști, niște evrei, care dau date exacte. Vlad Mund, semnele anului 2015, semnele anului care urmăresc în ultima perioadă. Urmăriți ce a spus ministrul, prim-ministrul al Israelului, Benjamin Netanyahu. Evreii sunt mișcați să se în jurul lor. Vreți să știți să vă împlăcui cu Ierusalimul de astăzi? Ezechiel 38, Psalmul 16, Zaharia 12 și 13. Citiți! Ierusalimul va fi întotdeauna cetatea Dumnezeului Celui Viu. Nu-L vor birui. Acei ce-L vor ataca ca o piatră cu mare capul de valor și Domnul va da biruință tuturor. În semn de recunoștință. Îi mulțumesc Domnului pentru frații de la Golgota. Mulțumesc Domnului pentru că ați trecut prin un examen destul de greu. Ne amintesc luptele cu colonul, luptele cu terenul de aici, cu vecinii din zonă. Ne amintesc discuțiile cu Mike, cu fratele Ilie, cu toți celor de aici, întâlnirile de la Philadelphia, de aici. Toată lauda, toată gloria, îi o duce lui Dumnezeu, Tatăl nostru, Domnul Hristos, felicitări cu Dumnezeu Bisericii, fratele Dumnezeu, din amânare, corului, păparei și mă rog ca Domnul Dumnezeu care v-a dat această har deosebit. Știți ce înțeleg eu pentru un creștin? Un creștin nu poate sta pe loc. Domnul când a pus râvna, n-a pus râvna în gură. Că mulți predicăm râvna de gură. Râvna este pusă în picioare. Încălțați cu râvna Evangheliei Păcii. Râvna este atunci când te duci, umbli, fii dinamic, fii activ, fii gata. Nu sta ca o văd unui frate, ca o piperică în biserică. Ei, nu-i nici salon de odihnă, nu-i nici motel, este casa Dumnezeului Celui Viu. Amen.
Adică el îi spune, Doamne, vorbește-mi și mie, tuturora. Ca astfel adunarea lui Dumnezeu Golgota să se poată bucura de ce este, de viitorul care Domnul a asigurat în continuare. Fiți o binecuvântare! Ne rugăm pentru Ucraina. Se roagă frații americani, se roagă frații noștri de la Philadelphia, se roagă frații de aici. Rugăm ca Dumnezeu să apere pe credincioși de acolo. M-am întâlnit cu fratele. Scarpeam, poate nu știe. A fost în Kiev. S-a întâlnit cu ministrul apărării, s-a întâlnit cu prim-ministrul, cu președintele de acolo. Și ei l-au rugat pe fratele Scarpe. În Parlamentul din Kiev. Fac o rugăciune pentru ei și pentru țara, pentru Ucraina. M-am uitat la ei, că am poză cu ei, că s-au rugat acolo. Dumnezeu ascultă pe copiii lui. Dumnezeu să dea și acolo biruință, să apune poporul acela, să dea biruință tuturora. Iar noi, Iisus a intrat în cetate. 21:10 din Matei. Toți în cetate s-au pus în mișcare și întrebau, cine este El? De ce s-au citit oamenii? Uitați-vă ce e la Casa Albă, ce e la oratorul în Senat, în Congres. Uitați-vă la nivelul țărilor din Uniunea Europeană, la NATO. Peste tot este mișcare. De cauza unui lucru care este așa de important. Iisus a pus în mișcare întregul Univers, întreaga lume. Să știe, El este Cel ce a creat, Cel ce creează. Și ce a zis se va plini. El vine. Până vine El, noi cântăm, îl slăvim, ne rugăm să fie El cu noi, până pe veci, de veci. Amin.